Salutare, bine ați venit din nou pe electivido.ro. Să mai discutăm ceva legat de electronică. Anul trecut, cam pe vremea asta, mă rog, un pic mai devreme, pe 5 iulie 2023, făceam un video în care vă explicam, vă dăm așa niște informații prețioase despre ce trebuie făcut dacă vrem să plasăm o comandă la compania JLC PCB și să fabricăm un circuit, în special un circuit, nu doar plăcile cu circuite, ci și cu plantare de componente pe ele. Compania JLC PCB este una din cele mai mari din China, care practic este deschisă publicului larg și care ne poate ajuta să fabricăm astfel de circuite. Ca și la vremea respectivă, menționez încă o dată, nu sunt sponsorizat de nimeni și nu am niciun beneficiu material sau de altă natură din partea nimănui. Videourile de genul ăsta le fac numai pentru a vă fi și vouă de ajutor. Bun, vin astăzi cu un video similar, dar de la o altă companie. În afară de JLC PCB mai există o companie pe care poate o știți, poate nu o știți. Se numește PCBWay, mă rog, PCBWay în engleză se pronunță, dar în fine, care este, din punctul meu de vedere, cam la fel de mare cu JLC PCB-ul, ba chiar are niște avantaje, sau cel puțin din punctul meu de vedere, are niște avantaje în plus față de JLC PCB. Și vreau să discut un pic, să vă explic diverse lucruri despre practic cum facem să plasăm o comandă, da, pe această platformă, pe acest site. Haideți să încep cu o concluzie, ca să spun așa, în caz că vă întrebați, ok, care e diferența între ele, de ce aș folosi una versus alta? Haideți să nu pun... Să nu las ecranul chiar gol, să deschid și jlcpcb.com. Așa. Avantajul foarte mare la jlcpcb este că această companie și-a creat propriul soft de proiectat circuite și cablaje. Și fiindcă și-au creat propriul lor soft, procesul de plasare a unei comenzi este mult mai ușor, procesul de alegere a unei componente este mult mai ușor, fiindcă ei au o, mă rog, doar așa pe scurt, nu mai reiau ce am vorbit la momentul respectiv, în softul lor de proiectat circuite electronice și cablaje există o librărie imensă cu toate, sau mă rog, majoritatea componentelor lor care pot fi cumpărate de la ei, nu în sensul de a le avea sub formă de componentă, ci în sensul că tu poți să-ți proiectezi un circuit și să folosești componente pe care ei le au deja pe stoc în magazinul lor. JLCPCB-ul este o companie mamă a lui LCSC. LCSC-ul este unul dintre cei mai mari furnizori de componente electronice din Asia, cred că zic bine, sau chiar și din lume. Are foarte, foarte multe componente, este pe undeva comparativ cu Mouser, comparativ cu DigiKey. JLC PCB-ul este practic o altă companie, o frate, soră, spuneți-i cum vreți, cu LCSC-ul. Și atunci practic JLC PCB-ul are toată lista de, mă rog, hai să nu zic toată că nu sunt sigur, dar marea majoritatea componentelor de la LCSC se află în baza de date a JLC PCB-ului. Și atunci, în momentul în care noi proiectăm un circuit, putem doar să mergem în librăria existentă din soft și să începem să căutăm componente și vedem diverse detalii, vedem și prețuri, vedem mai multe lucruri.
În plus față de asta, un alt avantaj mai este și faptul că odată ce am terminat de proiectat un circuit la JLCPCB în softul lor, procesul de plasare a unei comenzi, de împachetarea tuturor fișierelor necesare de arhivare și de plasarea unei comenzi este foarte, foarte simplu, cu câteva clicuri, două, trei clicuri și din softul lor și gata, s-a și plasat comanda. I-au deschis automat pagina în browser, au încărcat fișierul, au plasat comanda. Da? Astea sunt avantajele JLCPCB-ului. În schimb, JLCPCB-ul are un dezavantaj foarte, foarte mare și anume, și am vorbit la momentul respectiv, ei împart, practic, împart componentele electronice pe care noi putem să le folosim pe plăci în două categorii, basic și extended. Pentru componentele basic nu ne cer bani suplimentari, însă pentru fiecare componentă extended ei cer, cer efectiv să le dai, să le dai bani suplimentari, practic îți impun o taxă pe fiecare componentă în parte. Sigur, taxa aia nu e foarte mare per componentă, dar în momentul în care ai, nu știu, 5 tipuri diferite de componente și în total ai 20 de componente, înmulțit cu 0, câți dolari vor ei, se strânge. Și uneori, pe de-o parte, procesul de proiectare al, al circuitului este un pic mai greoi, fiindcă de fiecare dată când alegi o componentă, trebuie să te uiți foarte atent dacă e basic sau extended și dacă e extended, eventual să cauți o variantă echivalentă, da, în basic. Pe de altă parte, uneori vei descoperi că pur și simplu nu pur și simplu nu găsești o variantă basic pentru ce ai tu nevoie, trebuie să folosești varianta extended și să-ți asumi costurile suplimentare. Da. Costurile astea suplimentare sunt datorate faptului că mașinările lor care plasează componente și le lipesc au un număr finit de componente pe care poate să le plaseze în orice moment și sloturile alea sunt încărcate deja cu componentele basic și în momentul în care tu vrei o componentă extended, ei trebuie să schimbe rolele și cineva trebuie manual să facă operația asta, nu se poate face automat. Și pentru munca aia manuală, da, e normal să ceară bani suplimentari. Bun, acum, ca să intrăm în subiectul videoului de astăzi, compania PCBWay, în schimb, nu are această separație între componente basic și extended, fiindcă, de fapt și de drept, ei nu au o colecție proprie de componente. Ei sunt doar companie de producătoare de cablaje și furnizoare de servicii de lipire a componentelor pe cablaj. Mă rog, ei au foarte multe alte servicii, tipărire 3D, obiecte de plastic sau cu injecție sau prezare CNC, o fabricare de tot felul de piese metalice, în fine, nu ne interesează celelalte servicii ale lor, vorbim strict de electronică, circuite și amplasarea componentelor. Da? Ei, în momentul în care trebuie să amplaseze componente pe un proiect pe care l-ai realizat tu, ei îți vor cere ție să le spui de unde să ia componentele respective sau îți vor cere ție să trimiți prin poștă, printr-un curier, cumva, componentele la ei și așa mai departe. Da? Bun, și în felul ăsta ei nu au separația asta basic extended, la ei prețul este la fel, indiferent ce componentă vrei să pui, prețul este același per componentă. Nu intru foarte adânc în fiecare detaliu în parte, cât costă fiecare lipitură, dacă e componentă SMD sau THT sau și așa mai departe. Detaliile astea foarte minuțioase vi le las vouă,
dacă veți fi interesați să le descoperiți, pur și simplu intrați la ei pe site și căutați detaliile și le veți găsi. Eu vă explic aici doar lucrurile cele mai importante, ok? Asta este unul din marile avantaje ale acestei companii sau cred că chiar cel mai mare avantaj din punctul meu de vedere, faptul că nu ai această separație de componente care la rândul ei vine cu o libertate mult mai mare de a folosi componente fără să ai grijă că e într-un fel sau în altul, de unde vine. Lor poți să le spui, domne, cumpărăm componentele astea de la furnizorul ăsta, componentele astea la alte de la furnizorul ăsta la alt și așa mai departe. Sigur, ei adaugă o taxă suplimentară pe componente. Evident, există un adaos comercial. Tu va trebui nu numai să cumperi, să plătești componentele respective, ci și ceva în plus. Dar, pe ansamblu, ai o mult mai mare libertate și flexibilitate de realizarea proiectelor la PCB Way. În materie de capacități de realizare a plăcilor cu circuite, nu văd nicio diferență semnificativă, cel puțin pentru noi la nivel amator, semi-profesionist, chiar și la nivel de profesionist. De cele mai multe ori vei folosi mai mult ca sigur plăci obișnuite, nu va trebui să-ți pui problema că trebuie să folosești plăci flexibile sau plăci din aluminiu sau și așa mai departe. În fine, ambele firme au în linii mari cam aceleași capacități de realizarea componentelor, atât de realizarea plăcilor, atât clasice cu sticlotextolit cu cupru, cât și altfel de cablaje mai avansate. Micul dezavantaj, care, mă rog, nu este foarte mare, care este un avantaj la JLC PCB, dar nu este la PCB Way, este că PCB Way-ul nu are soft propriu de proiectare a circuitelor electronice. Până la urmă, asta nu e un dezavantaj atât de mare, fiindcă oricum, mie, de exemplu, îmi place să folosesc KiCad. Nu prea mi-a plăcut la JLC PCB Easy EDA ăla, nu că ar fi rău, dar îmi place ideea că dacă pentru un anumit lucru folosesc un soft, vreau să-l pot să-l folosesc peste tot când vreau să fac acel lucru. Adică, de exemplu, dacă pentru circuitele electronice, pentru desenarea schemelor și proiectarea cablajului folosesc KiCad în mod normal, nu îmi sură de foarte mult ideea să folosesc Easy EDA dacă vreau să folosesc JLC PCB-ul. Deși nu mă deranjează foarte mult, dar aș vrea dacă se poate să folosesc în continuare KiCad-ul. Și da, și la JLC PCB poți să folosești KiCad-ul fără probleme sau orice alt soft, chiar softuri licențiate, softuri care se dau pe bani. Ei nu te forțează să folosești Easy EDA, numai că în situația aia îți pierzi niște avantaje, avantajul ușurinței de a plasa comanda în final. Da? Bun, PCB Way, după cum spuneam, nu are un soft propriu, vei folosi KiCad-ul, dar atunci ai nevoie să știi cum să-ți exporti tu fișierele propriu zise, ca să fie bune pentru ei. Ok? Și despre chestia asta vreau să vorbesc în cele ce urmează, fiindcă tu în final va trebui să vii aici pe site-ul lor și să le spui, ok, vreau un PCB prototype, întâi vreau să creez plăcile cu circuite, da? Plăcile mele au, nu știu, 100 pe 70 mm, vreau 5 bucăți. Grosime 1,6 mm este standard și nu recomand să mă schimbați. Un strat sau două straturi, recomand două straturi fiindcă oricum am impresia că nu e nicio diferență la preț. Da? Dăm quote now ca să practic să ne genereze o cotație de preț. Sigur, aici mai trebuie să mai facem niște schimbări, de exemplu la shipping, la transport, trebuie să alegem România, evident, și ne dă o listă de posibilități de opțiuni de livrare cu
curier DHL, curier FedEx, curier MS, China Post și mai este o chestie mai nouă, Global Direct Shipping, care este practic cea mai ieftină variantă de livrare. Sună un pic ciudat că acest Global Direct Shipping pare că e așa o companie no name. Vreau să spun că am folosit-o, mă rog, dintr-un motiv sau altul a trebuit să o folosesc la ultima comandă pe care am dat-o și mi-a venit pachetul acasă cu DPD-ul. Global Direct Shipping este o companie mai mare care la rândul ei deține mai multe companii mai mici și se ocupă ei cu taxe vamale, se ocupă cu mai multe lucruri. O să vă explic un pic mai spre sfârșitul videoului vă mai dau niște detalii legate de de livrare și costuri. Bun, și toate bune și frumoase, dar aici trebuie practic să încărcăm fișierul Gerber. Ok, undeva scapă mie momentan. În pasul următor, mă rog. Aici trebuie să mai dăm niște detalii de genul câte design-uri diferite sunt în panel, pe o placă. Suntem taxați diferit dacă avem design-uri diferite, adică dacă practic noi vrem să punem mai multe plăci diferite, mai multe circuite diferite pe aceeași placă, vom fi taxați suplimentar, da? De exemplu, la 5 plăci care au același design, deci același circuit, astea 5 plăci ne costă $5 fabricarea lor. Însă în momentul în care zicem, știi, eu de fapt am două circuite diferite pe plăcile astea, chiar dacă am aceleași 5 plăci de 100 pe 70 sau 100 pe 100, este 100 pe 100 este dimensiunea maximă pentru prețul cel mai mic de $5 pe bucată, da? În momentul în care eu vin și spun, știi, eu de fapt am două circuite diferite, aici prețul mi-a sărit la $20. În momentul în care vin și zic, știi, eu de fapt am trei circuite diferite pe placa mea, prețul sare la 33 și tot așa. Da? 46 pentru 4, $58 pentru 5 și tot așa. Deși plăcile sunt aceleași, 100 pe 100 mm, 5 bucăți. Dimensiunea este aceleași, materia primă este aceeași, dar na, ei vor mai mulți bani în funcție de câte circuite am înghesuit noi acolo. Ăsta e unul din motivele pentru care în momentul în care proiectăm cablajul imprimat, trebuie să ținem cont de acest lucru. Dacă avem mai multe circuite, trebuie să facem cumva să pară că ele de fapt sunt unul singur. Să obfuscăm un pic faptul că noi avem mai multe circuite. Da, nu-mi place ideea asta că trebuie să-i mințim, dar mi se pare un pic cam exagerat să ceară sume mult mai mari în condițiile în care, să fim serioși, munca este aceeași, dimensiunea este aceeași, materia primă este aceeași. În fine, o să revin un pic mai încolo pe tema asta. În rest, detaliile celelalte, din punctul meu de vedere, se pot păstra așa cum sunt default, cum sunt implicite pe pagină. Material FR4, TG 150-160, grosime 1,6 mm, minim track spacing 6x6 mm, minim hole size 0,3 mm, în fine, una peste alta pe aici rămâne totul la fel, fără să ne mai batem capul, doar dacă, nu știu, vrem noi niște lucruri speciale, dar în momentul ăla se presupune că știți deja și video-ul ăsta nu vă mai e vouă de folos, că sunteți utilizatori avansați, ok? Singura chestie pe care poate în anumite situații vom vrea să o schimbăm este culoarea măștii de acoperire a plăcii, care în mod implicit este verde, așa cum știm majoritatea plăcilor cu circuite sunt
au culoarea verde. În schimb, putem alege alte culori dacă vrem, roșu, galben, albastru, alb, negru, mov și așa mai departe. Eu aș zice că în 99% din cazuri o să lăsăm default-ul verde, da? Și există o singură situație în care s-ar putea să vrem să alegem culoarea neagră și să ni se fabrice plăci negre, cum de exemplu vedem aici că am fabricat între culajele CPCB, în situația în care pe placă avem LED-uri, da, care se vor aprinde în timpul utilizării plăcii și pe care vrem să le vedem mai clar. O placă neagră va face ca LED-urile alea să iasă mai în evidență și să se vadă mai clar. O placă verde va reflecta o parte din lumina de la acele LED-uri și va face ca LED-urile alea să se vadă mai puțin clar, mai puțin frumos. Ok? Dar în rest, și asta e singura situație în care am vrea să alegem culoarea neagră pentru plăcile, pentru masca asta, solder mask se numește în engleză. În rest, alegem culoarea verde sau lăsăm culoarea verde. Bun. Și în următorul pas, probabil trebuie să dăm save the... Așa, mă rog, trebuie să fim de acord cu niște termeni și condiții, whatever. Dăm save to cart și acum trebuie să încărcăm fișierele Gerber. Fișierele, mă rog, Gerber în română. Fișierele astea, de fapt, sunt mai multe fișiere care trebuie arhivate într-o arhivă zip. Și, evident, noi trebuie să le avem în prealabil. Și pentru asta trebuie să facem niște pași în... în softul de în KiCad sau, mă rog, în orice alt soft de editare a schemelor electronice. Bun, haideți să vă arăt concret cum am procedat eu pentru o placă cu mai multe circuite. Pentru niște teste pe care am vrut să le fac. Și totodată, în felul ăsta, o să vă explic un pic și cum bypassăm un pic problema aia cu mai multe designuri pe aceeași placă. Am vrut să testez diverse integrate. Convertoare DC-DC. O să discut despre ele în particular în alte videouri. Practic, am realizat un circuit în care ele apar că sunt toate interconectate și că de fapt este unul și același circuit. Nu sunt mai multe circuite separate, este unul și același circuit. Cum am făcut? Am folosit componente. În primul rând am legat totul între ele, da? Am, să zicem, un prim circuit care e de început și după aia al doilea circuit este legat de primul. Am pus niște etichete aici pozitiv-negativ ca să nu trebuiască să trag efectiv foarte multe linii și să se vadă urât. După aia m-am folosit de etichetele astea pozitiv și negativ peste tot la fiecare circuit suplimentar. În loc să folosesc... cum îi spune, conectori pentru intrare și ieșire, am folosit niște rezistoare pe care nu le-am populat efectiv pe placă, ba chiar le-am spus DNP. DNP reprezintă inițialele de la Do Not Place, adică nu pune pe placă în limba engleză, ok? Și, mă rog, în felul ăsta eu am aici mai multe circuite separate, dar care pe placa cu circuit efectiv o să apară ca fiind unul și același. Am lăsat niște spații între ele ca după aia să poți să le tai, o să vă arăt imediat, dar practic în felul ăsta nimeni n-a putut să-mi spună, băi, vezi că tu de fapt aici ai mai multe
circuite separate. Nu, n-am mai multe circuite separate, fiindcă aveam între toate firele astea pozitive, cu etichetă pozitivă, am efectiv cât un traseu de cupru care le leagă pe toate între ele. La fel și cu firul negativ, am traseu de cupru pe care leagă absolut toate aceste trasee cu etichetă negativă și în felul ăsta ei nu au cum să vadă că sunt lucruri separate. Apropo, în fișierele alea Gerber pe care le încărcăm către ei, nu este inclusă și schema electronică, fiindcă de fapt și de drept, ei nici nu interesează schema electronică. Îi interesează doar fișierele necesare pentru realizarea cablajului. Bun. Și după cum spuneam, eu am lucrat în KiCad, mai precis într-un KiCad ceva mai vechi, versiunea 5.1.6. În prezent KiCad-ul a ajuns la versiunea 7, adică au avansat destul de mult oamenii. Anyway, un lucru care este absolut necesar, indiferent de ce firmă folosim, ce circuit realizăm, absolut necesar în momentul în care vrem să proiectăm cablaje și să le fabricăm după aia, este ca fiecare componentă de aici, de pe placă, inclusiv componentele pe care ei nu le vor popula, să aibă ceea ce se numește footprint, să aibă amprentă, da? Fiindcă dacă n-au amprentă, nu le vom putea pune pe cablaj și implicit nu vor apărea nicăieri, da? În detaliile fiecare componente în parte există atributul footprint, da? Și aici ăsta trebuie ales corect. Trebuie ales corect în funcție de componenta pe care vrem efectiv să o folosim. Da? De exemplu, eu am ales, să zicem, la condensatorul ăsta, 22 de microfarazi. Okay? Am ales, hai să închid asta, am ales condensatorul ăsta, de aici. Ok? Acel footprint, acea amprentă, este ceea ce se numește package. Și există diverse tipuri de amprente standardizate. Da? De exemplu, pentru rezistoare și condensatoare există 0805 și așa mai departe. O să fac la un moment dat un video cu ele separat. În momentul în care eu am pus condensatorul ăsta aici în schema electronică, a trebuit neapărat să vin aici la footprint și să aleg amprenta corectă. Ok? C0805 2012 metric pad bla 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 hand solder. Și o să vedeți că există mai multe amprente de același fel cu mici diferențe între ele. Asta, mă rog, o să vă mai las și vouă să învățați pe cont propriu care este diferența. În principiu e corect orice ați alege, dar practic există mici diferențe între ele. Bun, deci asta e o primă necesitate, faptul că trebuie să existe amprente pentru fiecare componentă în parte. Pentru fiecare componentă pe care voi vreți să o plasați pe cablaje și atenție că asta include diverse găuri în care voi vreți să puneți fire. De exemplu, pinul 4 de la integratul ăsta nu este conectat, n-am vrut să fie conectat la nicio componentă nicăieri, am vrut să am o gaură în care să bag un fir, da? A trebuit aici să vin cu un conector care în KiCad există la, haideți să vă arăt, dacă dăm adaugă componente și căutăm con cu 2 de n, o să vedem grupa conector și o să vedem diverse variante cu un fir, două fire, trei fire și așa mai departe, grupate împreună și există variantă mascul și femele, variantă mamă-tată. Da? Momentul în care alegem așa ceva și punem, după aia trebuie să-i asociem o amprentă. Și amprenta asta este de la test point. Este the edit footprint
și de la Test Point, așa, undeva în jos, în josul listei există mai multe variante, THT pad, vezi că există și variante fără, doar pad, fără gaură, alea evident că nu sunt bune pentru ce vrem noi, trebuie să aibă denumirea THT, True Hall Technology, da? Și recomand călduros varianta cu drill 1 mm. Drill înseamnă gaură. Gaura să aibă 1 mm diametru, da? Test Point THT pad diametru 2 mm exterior și drill 1 mm, adică diametru găuri. Mai există și varianta drill 1 mm, dar cu de formă pătrată, da? 2x2 mm. Eu în general merg cu diametru 2 mm variantă rotundă. Okay. Și trebuie să adăugăm un footprint chiar și la acești conectori, fiindcă altfel nu-i vom avea pe placa cu pe cablaj. Da. Bun, după ce am realizat toată schema electronică pe care o dorim, trebuie să proiectăm cablajul. Ca o mică paranteză, am discutat în trecut de mult de tot, prin cred că 2021, am discutat despre procesul de realizare a schemelor cu KiCad-ul, așa că nu intru în detalii legate de KiCad, cum să folosim KiCad-ul, cum să realizăm una alta, da? Voi presupune că ori știți, ori vă uitați la acel video din trecut. Bun, închid paranteza. Avem schema electronică, trebuie să realizăm schema cablajului. Și aici... intervin mai multe detalii, mai multe lucruri, da? În primul rând, evident că vom vrea să, pe cât posibil, să ne încadrăm în 100x100 mm dimensiunile plăcii, ca să rămânem la categoria de preț cea mai mică. Da, să nu depășim prețul și să ajungem să plătim foarte mult. În al doilea rând, în final, după ce am proiectat noi cablajul ăsta și am plasat toate componentele, am legat toate componentele între ele și așa mai departe, în final va trebui să facem câteva manevre. În primul rând, trebuie să acoperim cu suprafață de cupru, da, toate suprafețele care nu sunt acoperite de trasee propriu-zise. Ok? Pentru asta o să șterg acoperirea și o să o fac din nou. Există totuși, o să dau undo, există totuși anumite situații în care vom vrea ca placa să nu aibă absolut deloc umplutură de cupru. Între traseele de cupru existente, cum e aici, de exemplu. Da? Deci am realizat o placă de 100x76 mm, în care au încăput toate componentele astea, toate circuitele astea, da? Cred că se vede destul de clar că nu par a fi mai multe circuite separate, deși ele sunt, fiindcă le-am legat împreună cu cele două fire, pozitiv și negativ. Ele par că toată placa reprezintă un singur circuit și în felul ăsta ei nu o să se plângă că, adică ei nu o să vină și să ne seteze automat, nu știu dacă pot să îl modific, să poată aici la different design in panel și să vină să spună nu, tu nu ai 1, ai 2, ai 3, ai 5, ai nu știu câte. Nu o să poată să facă asta, fiindcă nu au cum, fiindcă ei o să vadă clar trasee. Chiar dacă, să zicem, ei bănuiesc că ar fi circuite diferite,
practic nu vor avea dreptul să spună că sunt diferite, fiindcă se vede clar că există un traseu care se plimbă de la un cap la altul al plăcii și interconectează mai multe lucruri. Chiar dacă noi în final practic vom veni și vom tăia placa asta fizică cu o freză, cu ceva, o mini freză, și vom separa circuitele între ele și vom avea și niște trasee care nu vor duce nicăieri, pe noi nu ne va deranja chestia asta. Bun, lăsând asta la o parte, există situații ca aici în care nu vrem să acoperim cu cupru zonele nefolosite, zonele care nu sunt zonele de pe placă care nu sunt acoperite deja de trasee. Un exemplu bun este momentul în care avem circuite care lucrează la tensiune înaltă. Cum e ăsta? Ăsta este un circuit pe care eu vreau să-l bag direct în priză, la 220. Și fiindcă lucrează la tensiune înaltă, eu vreau să existe o distanță suficient de mare între trasee, între fiecare componentă în parte, da? Ca să nu poată să existe, să se formeze din greșeală arc electric. Ok? Și atunci nu vreau să umplu, să pun o umplutură de asta de cupru. Și atunci înainte să vin și să umplu peste tot, trebuie să vin și să definesc zona de excepție. Ok? O zona de umplutură se realizează de aici, add field zones. Vedeți iconița asta de pe bara asta de unelte, care arată așa, sau de la meniu place zone, ok? Practic dacă venim și dăm click undeva într-un colț al plăcii noastre, ne va întreba, ok, pe ce strat vrei să se realizeze zona asta, pe față sau pe spate, și ce traseu, numele cărui traseu vrei să fie conectat, și practic toată umplutura asta de cupru se va conecta la un traseu, dacă vrem, dacă nu putem să lăsăm neconectat la nimic, dar recomandarea este să conectăm la traseul de masă, care la mine se numește neg, de la negativ, ok? Atunci în fereastra asta spunem, ok, vreau pe stratul de front copper, FQ, vreau netul, vreau practic traseul neg, cu numele neg, ok? Îi dau ok și în momentul ăsta pot să încep și să desenez. Și pot să desenez inclusiv forme neregulate. Dar ideea e că în final va trebui să mă întorc în punctul de unde am plecat. Da. Să zicem... uite așa. Ok. Am desenat paralelogramul ăla mai ciudat și tot ce s-a aflat în interiorul acelui paralelogram acum, și care toate zonele care nu au fost deja acoperite de trasee efective sunt acum acoperite de această insulă, se numește, cupru, care este conectată electric la traseul neg, okay? Care e negativ la mine. Bun, dar să zicem că, eu am făcut paralelogramul ăsta așa doar cu scop demonstrativ. În general mergem și... trasăm efectiv chenarul întregii plăci. Dar în momentul în care vrem ca în prealabil să ne asigurăm că anumite zone sunt excluse din această umplere cu cupru, trebuie în prealabil să venim la butonul ăsta, Add Keep Out Area, sau la meniul Place Keep Out Area și să desenăm practic un dreptunghi care reprezintă suprafața pe care noi nu vrem să o umplem sub nicio formă. Și tot așa, ne pune să selectăm dacă vrem pe față sau pe spate.
și ce anume vrem să ținem departe din suprafața asta. Și sunt bifate două lucruri în start, keep out track și keep out vias. Dar noi nu vrem asta, noi vrem să existe track-uri, adică trasee, și vrem să existe și viauri. Deci trebuie să le debifăm pe astea două și să bifăm a treia, keep out copper pores, da? Umpluturile de cupru. După aia dăm OK. OK. Desenăm noi frumușel chenarul pe care vrem să îl avem drept excepție de la regula de umplere. Click, OK. Nu o să se vadă foarte, foarte clar, dar s-a desenat un chenar cu niște linii foarte fine pe diagonal, așa. Liniile astea pe diagonal înseamnă că, OK, în zona asta nu se umple absolut deloc cu cupru. Și acum venim cu umplerea cu cupru și repetăm procesul și de data asta, practic, desenăm toată placa. Vreau front copper, vreau negativ, vreau, adică traseul negativ, vreau OK. Și acum vin efectiv și mă duc de la un colț al altuia al plăcii. Da. Și înapoi în punctul de origine, click. Gata. Și acum s-a umplut din nou OK. S-a umplut din nou cu cupru toată placa, mai puțin zona asta de excepție. Bun. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem este să trasăm efectiv un chenar unde se află placa noastră. Fiindcă placa noastră nu are o delimitare foarte clară. Ăsta este un spațiu care practic, mai ales dacă dăm zoom out, o să vedem că se poate extinde la infinit. Stânga, dreapta, sus, jos, se poate extinde efectiv la infinit. Da, avem pe undeva pe fundal un chenar care ne duce cu gândul la o foaie de hârtie A4, care, mă rog, poate să fie mărită, să fie făcută A3 și așa mai departe, dar asta e doar pentru cazul în care vrem să tipărim pe hârtie cablajul ăsta. În schimb, pentru operațiuni tehnologice, chenarul ăsta al foii de hârtie nu înseamnă absolut nimic. Da? Și cei de la PCBWay nu au cum să știe de unde până unde se întinde placa. Cât de mare e placa, cât de mică e placa. N-au de unde să știe. Și atunci noi trebuie să le spunem și trebuie să venim pe stratul pe stratul edge cuts. OK, o să dezactivez absolut toate și las doar stratul edge cuts. Așa se numește efectiv. Deci în partea dreaptă unde vedeți lista de straturi, edge cuts. Pe lista asta, pe stratul ăsta edge cuts, trebuie să venim și să desenăm efectiv niște linii. Niște linii care sunt grafic. Deci nu sunt trasee de cupru, sunt doar efectiv niște linii. Venim aici, da, alegem edge cuts, alegem din partea dreaptă add graphic lines. OK. Și ne apucăm și trasăm de unde și până unde se află placa noastră, da? OK. Ca să spunem oamenilor, să le arătăm marginile exacte. Și bineînțeles avem grijă să ne reîntoarcem în același punct. Da, eu acum am făcut așa un desen demonstrativ rapid. Asta este o cerință. Dacă nu faceți chenarul ăsta, o să vă dea o eroare, practic o să, mă rog, după ce încărcăm noi fișierul la ei pe site, cineva o să-l verifice și o să ne contacteze că, băi, noi nu știm de unde până unde se întinde placa ta, fiindcă tu nu ai desenat nimic.
du-te și fă-ne un chenar, că noi vrem să vedem chestia asta, ok? Bun, și acum reactivez celelalte straturi ca să vedem un pic mai clar ce și cum. Așa, mai există o posibilitate, de exemplu, dacă avem nevoie să punem texte suplimentare, putem să vedem aici pe stratul Silk, Front Silk Screen, cu Silk S, da? Și să adăugăm efectiv un text, nu știu, ceva. Mă rog, trebuie să-i dăm o dimensiune, orientare și așa mai departe, dacă e în oglindă sau nu. Hai, 2 mm să zicem, așa. Putem să alegem dimensiuni și alte lucruri. Și putem scrie lucruri utile. De exemplu, atenție, tensiune înaltă sau whatever. Texte care nu sunt, nu există în schema electronică nicăieri, da? Și n-au avut cum să vină de undeva, fiindcă noi avem deja niște texte care sunt practic toate codurile componentelor, astea sunt deja preluate din schema electronică, însă orice altceva trebuie să adăugăm noi manual. Bun, și înainte să mergem în procedurile de export ale fișierelor, mai trebuie să facem încă două lucruri, și anume, apropo, aceste săgeți sunt opționale. Ele nu au valoare pentru PCBWay sau, mă rog, pentru nicio altă companie. Săgețile astea care practic indică dimensiuni, astea sunt utile doar nouă. Și apropo, se adaugă cu unealta asta, Add Dimension. Da? Add Dimension, dar trebuie să fim și pe ceva care să aibă Front Silk, așa, să zicem. Da? Mă rog, se duce automat pe Drawings, dar asta e partea a doua. După cum spuneam, astea sunt utile doar nouă, sunt complet inutile celorlalți, dar ceea ce este util celorlalți și este absolut necesar și nu o să avem din prima, aici vedem că avem, fiindcă le-am pus eu în prealabil, există două markere aici, da? Care își păstrează dimensiunea oricât de mult aș da eu zoom, așa că nu o să dau zoom, cred că cel mai bine se văd așa, e o cruce roșie și mai e o cruce în X cu cerc. Asta trebuie puse în colțul de jos stânga al plăcii. Bineînțeles că depinde de locul lor, efectiv, depinde de unde am așezat placa anterior. De asta am zis că trebuie să trasăm un chenar galben în jurul plăcii, da? Ca să spunem care sunt marginile plăcii. Odată ce am trasat chenarul ăsta galben, putem să venim aici la Place și avem două opțiuni, Grid Origin și Layer Alignment Target. Și dacă nu mă înșel, și Drill and Place Offset, dar nu mai știu exact. Haideți că vedem acum. Deci mergem la Place, Grid Origin și ne pune să alegem originea grilajului. Care e mai mult al grilajul ăsta care se desenează pe ecran, dar în fine, eu o să-l, în mod normal ar trebui să-l pun aici, fix colțul de jos stâng al plăcii. Acum, ca să vă arăt mai clar și să se vadă mai clar, o să mă duc undeva în afara plăcii. O să dau click aici, da? Și s-a pus markerul de grid origin, pe care vin la place și zic layer alignment target. Nu este layer alignment target, pardon. Drill and Place Offset. Deci Place, Drill and Place Offset. Ok? Și mă duc în același loc. Repet, ar trebui aici, în colțul ăsta, eu îl am deja, îl pun, să zicem, aici, doar ca să-l vedeți voi mai clar. Ok? Dau click, da?
în realitate le puneți în colțul ăsta și vor fi suprapuse. Practic, astea sunt două marcăre care sunt și ele foarte importante pentru firma producătoare, pentru softurile și echipamentele firmei producătoare, ca să-și dea seama care este placa, unde începe placa, care este punctul de coordonate 0,0 și așa mai departe. Și asta este necesar, fiindcă în momentul în care noi vom veni și vom vrea să exportăm diverse fișiere de aici, ok? Dacă nu avem un punct de origine, exportul nu o să poată să-și facă treaba. Bun, și acum haideți să trecem efectiv la exporturile fișierelor propriu-zise. Fiindcă până acum am tot făcut manevre pregătitoare. Ok? Haideți să mi le pun înapoi unde ar trebui să fie astea două marcăre. Așa. Bun. Dacă vrem să realizăm doar placa cu circuite fără și amplasarea componentelor, trebuie să venim la file, să zicem plot, ok? Și aici trebuie să configurăm fereastra asta conform pozei astea. Puteți să puneți pauză pe ecran, nu o să stau să explic, oricum nici nu știu de ce fiecare opțiune trebuie să fie așa. Pur și simplu PCB-ul așa vrea să se facă exportul. Au nevoie doar de straturile astea și de setările astea, ok? Dați pauză, eventual faceți print screen și voi și în KiCad configurați fereastra asta de plot în felul acesta. Bun, după care apăsați pe butonul plot de aici. Ok. S-ar putea să spună da, zone fields are out of date refill. O să-i spunem nu, continue without refill, fiindcă noi am umplut deja în prealabil zonele cu cupru. Dăm continue without refill, ok? Și o să se exporte în alegem la output directory aici, alegem directorul în care vrem să se exporte lucrurile, fiindcă putem să exportăm într-un director sau altul, și apoi dăm click pe plot. Okay? După care trebuie să generăm fișiere care sunt necesare pentru găurirea diverselor găuri. Și mergem la butonul generate drill files, ok? Și fereastra asta care se deschide trebuie configurată așa. De asemenea avem un output folder, dar probabil s-a păstrat de la etapa anterioară. Trebuie să bifăm bifele astea, ok, nu altele. Și apoi efectiv să dăm click pe generate drill file. Și se mai generează niște fișiere aici, cu diverse extensii. Ok. Și în prezent am generat absolut toate fișierele necesare. Le vom găsi în folderul, da, în care le-am exportat. Sunt tot felul de fișiere cu numele proiectului, liniuță, numele stratului, punct, o extensie care diferă în funcție de tipul stratului și ce conține stratul respectiv. Da? La mine sunt fișierele astea, 15 fișiere, ok? Toate astea trebuie arhivate. Dăm un click dreapta și după aia, nu știu, send to compressed zip folder sau folosim un arhivator dacă avem, eu am 7 zip și le arhivăm pe toate într-un fișier zip. Și preferabil denumim Gerber, ca să știm că este fișierul, este arhiva cu fișierele Gerber.
la experimente 3 Gerber V2. Ok? Și vedem că avem de la... Da, avem toate astea 15 fișiere prezentate anterior. Bun. Colecția asta de fișiere Gerber este necesară pentru realizarea plăcii cu circuite goală, fără componente. Dacă, în schimb, vrem să... Vrem să comandăm plăcile astea cu amplasarea componentelor pe ele, mai trebuie să furnizăm încă două fișiere speciale. Un fișier position file centroid se numește, care practic definește locul efectiv al fiecărei componente relativ la placă. Și mai trebuie să dăm ce se numește BOM, Bill of Materials, adică lista de componente efective, și aia pe aia o să vă arăt spre sfârșit. Bun, pentru generarea fișierului centroid am plasat în prealabil punctul de origine al plăcii, ok? Și venim la imediat meniu fișier file, da? La fabrication output și footprint position file. Atenție că sunt două opțiuni cu footprint. Footprint RPT report, nu ăsta, ci footprint position.pos file. Alegem ăsta. Ok? Fereastra asta trebuie configurată astfel, da? Format ASCII, unități milimetru, fișiere single file for board. Alegem directorul de export, da? Output directory, și dăm generate position file. Și ni se spune, da, ok, am generat fișierul, tralala, whatever, liniuță all.pos. Ok, acum putem să dăm close, îl avem și pe ăsta aici. Experimente 3, la mine, proiectul meu se numește Experimente 3 și atunci toate fișierele Gerber au început cu Experimente 3 în față, urmate de liniuță ceva. Fișierul ăsta de poziții se numește Experimente 3, liniuță all.pos. Ok? Și ne mai trebuie încă un fișier pe care, din păcate, va trebui efectiv să-l generăm manual sau cel puțin semi-manual. Un fișier în Excel de genul ăsta. O să pun pe Patreon niște fișiere și niște instrucțiuni. Da? Pentru aceia dintre voi care vor să aibă munca ușurată, pun un exemplu de Excel de genul ăsta. Practic, aici trebuie să avem fiecare componentă de pe schema electronică cu tot, cu identificator, da? Literă și cifră, cu cantitate, adică cantitate totală per placă, cu producător, dacă avem vreun producător preferat, cu codul producătorului, cu o descriere, package footprint, adică, cum îi spune, amprenta acelei componente, tipul de componentă SMD sau THT, alte instrucțiuni, note, observații, și ceea ce dau eu în plus față de ceea ce cer ei sunt aceste detalii cu MOV, în care pun link-ul către componenta respectivă de unde ei trebuie să se ducă să cumpere, și recomand să vă limitați la LCSC, fiindcă PCBWay-ul are un acord de parteneriat cu LCSC-ul, da? Prețul per bucată la cantitatea asta minimă, că fiecare componentă trebuie cumpărată într-o anumită cantitate minimă. De exemplu, un condensator care costă 0,1 cenți, că aici e doar în dolari. 0,1 cenți
bucata, întotdeauna vom fi forțați să cumpărăm o cantitate mai mare, de gen 100 de bucăți, de exemplu. Și având în vedere că noi avem nevoie să cumpărăm X bucăți, în fine, am aici niște detalii, niște coloane care practic în final spun câte bucăți trebuie cumpărate din modelul ăsta, de la ce link și cât va costa fiecare componentă în parte și după aia se face și un total ca să văd așa cu aproximație cât costă componentele tuturor plăcilor, nu doar a unei singure bucăți, ci a tuturor plăcilor. De asta acest quantity multiplier este 5 de sus până jos, fiindcă eu am ales să fac 5 plăci în cazul de față. Acum, putem să ne ajutăm un pic de și să generăm acest bill of materials până într-un punct automat. După aia doar să modificăm fișierul existent. Și asta se face din, din softul cu care proiectăm schema electronică, da? De la file export. Nu, două secunde. Pardon, de la tools generate bill of materials. Și aici la BOM plugins trebuie să alegem un plugin pe care trebuie să ne-l creăm noi în prealabil și care să ia anumite detalii de la fiecare componentă în parte, dar acele detalii noi trebuie în prealabil să le completăm manual. Atunci înainte să venim aici la bill of materials să dăm, să vrem să dăm export, fiecare componentă trebuie să aibă aceste fiecare componentă trebuie să aibă aceste 5 atribute personalizate pe care va trebui să vi le adăugați manual în haideți să fac un print screen ca să se vadă mai bine, ca să pot să dau să pot să dau zoom. Da, deci în detaliile oricărei componente din KiCad 150%, așa. Unde alegem footprint și alte lucruri, îi spunem componentei cum să se numească, ce valoare are și așa mai departe. KiCad-ul ne lasă să mai adăugăm aici încă ceva. Da, încă alte atribute personalizate. Ok? Și noi va trebui pentru fiecare componentă pe care vrem noi să o exportăm în Bill of Materials să adăugăm aceste 5 atribute personalizate. LNK cu litere mari. LNK este atributul în care punem link către acel produs. MAN este manufacturer, adică producătorul. În general eu nu pun nimic fiindcă nu mă interesează un producător anume. MFG este codul producătorului și aici trebuie să punem codul pe care îl găsim pe site-ul ăsta, la link-ul ăsta, da? Minim quantity, cantitatea minimă pe care acest furnizor vrea să o vândă și price, prețul pentru cantitatea asta minimă, prețul per bucată, ok? În momentul în care avem toate aceste detalii completate la toate componentele noastre de pe schema electronică, da, putem să venim la Tools, Generate Bill of Materials, să alegem plugin-ul PCB Way. Repet, pe pagina mea de Patreon o să adaug în curând un articol pe tema asta și o să atașez și scriptul Python care trebuie introdus într-un anumit loc pentru a apărea aici acest plugin PCB Way. Ok, și dăm Generate. Și ne spune, ok, am generat un fișier CSV în folderul ăsta de proiect. Și am generat și, mă rog, un fișier XML. Da, fișierul XML poate fi ignorat, fiindcă e mai greu de lucrat cu, mai greu de lucrat cu el. Ok, avem XML-ul aici și avem CSV aici. CSV-ul ăsta nu este nimic altceva decât
un fișier separat de tab, deci degeaba se numește CSV, CSV înseamnă comma separated values, nu e, separator nu este virgula, ci tabul, dar puteți să dați un copy-paste special în Excel și să ziceți vreau să fie separat de tab și toate să, coloanele să fie text și vi se face import la CSV-ul ăsta. Și o să aveți primele coloane din Excel-ul pe care am zis mai devreme că va trebui să-l generați voi. Pur și simplu luați și salvați în Excel. Da? Vedeți, item, number, designator, quantity, manufacturer, MFG, part, description, package, footprint, type, vendor, link. Eu aici la vendor pun instrucțiuni. Instructions în engleză, bineînțeles trebuie să scrieți în engleză tot ce scrieți, fiindcă altfel ei n-o să înțeleagă. Ok, și mai departe mai adaug în continuare diverse alte chestii. Vedem aici price per piece, minimum quantity. Pe astea, coloanele astea deja eu le iau și încep și îmi compun această zonă cu albastru, da, pe baza lor. Dar măcar am exportul ăsta făcut automat, să nu trebuiască eu efectiv să stau să-l fac manual. În schimb, ceea ce trebuie făcut este să va trebui să grupați după tipul componentei, da? Fiindcă ei nu vor să apară fiecare componentă pe o linie separată, ci vor o anumită componentă, de exemplu cum e aici, condensatorul ăsta de 33 de nanofarazi, care este în export, apare odată aici și odată aici, ok? Ei nu-l vor așa, nu le vor două linii separate, ci vor o singură linie și la designator să aveți fiecare identificator separat de virgulă, adică la modul ăsta. Deci va trebui să mai faceți un pic muncă manuală, să sortați asta după codul componentei și după aia să vă apucați să faceți niște manevre. E un pic de muncă, nu e chiar așa de greu și în fond și la urma urmei nu, asta nu le faceți chiar zilnic. Și în final aveți acest bill of materials, exact așa cum îl vor ei și aia e. Și aceste trei fișiere, deci practic fișierul arhiva zip Gerber plus fișierul all.position plus am uitat să precizez, fișierul all.position trebuie și el arhivat într-o arhivă zip. Chiar dacă este un singur fișier, ei nu îl acceptă încărcat ca atare. Trebuie încărcat ca arhivă zip, da? Și na, asta e. Deci fișierul Gerber zip, fișierul centroid zip, care este ăsta all.position, și fișierul ăsta Excel-ul bill of materials, astea trei vor trebui încărcate aici. Na, și în tot procesul ăsta în care vrem să comandăm PCB plus assembly, da, trebuie să încărcăm fișierele astea, după care ei o să valideze proiectul nostru, o să vadă dacă sunt erori sau nu din punctul lor de vedere și așa mai departe. Și dacă nu sunt erori, o să îi dea înainte cu realizarea plăcii. Dacă sunt erori, atunci o să ne contacteze și o să ne întrebe, domne, avem probleme cu asta sau cu ailaltă, care e faza? Hai să vedem cum putem să rezolvăm. Ok? Așa că va trebui să vă și verificați mail-ul din când în când, fiindcă ei comunică pe mail. În principal. Bun, și ce să zic? Cam asta e tot la capitolul ce trebuie făcut ca să să comandăm de la firma asta.
O altă chestie care merită menționată, ei și-au făcut un plugin pentru, pentru KiCad versiunea 6 și 7. Manevrele pe care vi le-am arătat eu acum sunt necesare pentru KiCad versiunea 5, pe care o am eu și care e mai vechi. Dacă voi puteți să vă instalați KiCad de versiuni mai noi, există un plugin pe care îl găsiți la ei pe site, nu știu exact unde, dar asta puteți să căutați și voi. Și o să găsiți un plugin care să vă ajute cu exportul exportul acestor trei fișiere, exportul mai ușor, realizat mai ușor a acestor trei fișiere. Ok? Ca să nu mai trebuiască să faceți chiar atât de multe manevre. Bun, și în încheiere, ce să vă mai arăt? Da, o să vă arăt faptul că ei s-au mișcat destul de repede pe ansamblu. Placa cu circuite, placa goală cu circuite, în general este realizată în, nu știu, 2-3 zile maxim, e gata. Ce durează cel mai mult este obținerea componentelor, în cazul în care vreți plantare de componente pe plăci, obținerea componentelor, lipirea lor pe placă, da, efectuarea unor teste, până să fie totul gata pentru livrat, mai durează, să zic, încă o săptămână. Și după aia transportul mai durează încă vreo 2 săptămâni sau ceva de genul ăsta. Eu am plasat comanda pe 27 mai anul acesta. Așa și pe 5 iunie. Deci 27 mai, stați că vă zic, 27 mai a fost luni, ok? O săptămână jumate mai încolo, pe 5 iunie, plăcile mele erau gata. Nu numai gata ele în sine, ci și cu componente lipite pe ele și erau împachetate și efectiv gata de trimis cu curierul. Și de pe 5 iunie au călătorit până pe 18 iunie. Eu le-am primit pe 18, de-abia. Mă rog, pe 18 au ajuns în București, în Bragadiru, mă rog, lângă București și mi se pare, nu știu, a doua zi le-am primit sau chestie de genul ăsta. Au stat destul de mult în China, vă zic așa, ca fapt divers, mă rog, nu că ar conta până la urmă. Au stat destul de mult în China, deci de pe 5 iunie până pe 12 iunie, deci practic o săptămână întreagă doar au tranzitat China. De pe 12 iunie până pe 14 au zburat din China până la Sofia. Mă rog, au trecut prin Budapesta, prin undeva Budapesta / undeva pe lângă Budapesta, whatever. S-a făcut în Ungaria, s-au făcut operațiunile vamale. Din Ungaria au ajuns pe 14 iunie în Sofia, da? Unde mai apoi au fost aduse a doua zi în București, pe 15 iunie și au mai durat încă 3 zile să, mă rog, ajungă efectiv să fie gata pentru livrat către clientul final, respectiv către mine. Ok, deci de pe 20 și cât am zis? De pe 27 mai, da, până pe 18 iunie, să zic, sunt vreo 3 săptămâni. Am zis bine. 27, 3 iunie prima, 10, 17, 3 săptămâni. Da, da, 3 săptămâni și un pic. A durat cap-coadă, din momentul în care am plasat comanda până când mi-am primit plăcile. Nu e rău, nu e rău, având în vedere că s-au fost totuși destule componente de pus aici, nu e rău deloc. Deci cam asta este. Sper că videoul de față v-a fost de folos și că vă ajută cu ceva. După cum am spus, o să pun pe Patreon un rezumat scurt al ceea ce v-am prezentat în prezent. O să-l pun, cred că săptămâna viitoare, nu prea am timp să stau de el acum. Și
și un script care exportă din KiCad în Bill of Materials și după aia vă ajută să faceți alte lucruri. Da, cam asta e, nu cred că ar mai fi altceva de spus, așa că vă las, că oricum am depășit o oră și vreau și eu să mă duc la alte lucruri. Mulțumesc frumos pentru vizionare, sper că v-a fost de folos. Mulțumesc și celor ce sprijină într-o formă sau alta acest proiect. Link de Patreon în descriere pentru cine dorește și poate sprijin financiar. Altfel, un like și un subscribe la video ajută algoritmul YouTube-ului să recomande și altor oameni care e posibil să aibă nevoie de aceste informații, să ajungă și la ei videourile mele. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere, să ne revedem cu bine în curând.